Noi oportunități pentru cei care își doresc o carieră în poliția română. Au fost scoase la concurs 1238 de posturi de agenți și ofițeri de poliție, precum și de personal contractual prin încadrare directă din sursă externă. Înscrierile pentru posturile de polițiști se fac până la data de 6 septembrie, ora 16, inclusiv în zilele nelucrătoare. Posturile scoase la concurs sunt în specialitățile acțiuni speciale, 40 de posturi de agent de poliție, cazier judiciar, statistică și evidențe operative, 46 de posturi de agent, cercetare și prevenirea criminalității, 9 posturi de ofițer, comunicații și informatică, 27 de posturi de ofițer, 41 de posturi de agent și 6 posturi de personal contractual, criminalistică, 7 posturi de ofițer, financiar, 17 posturi de agent, învățământ, 4 posturi de ofițer și 12 posturi de personal contractual, investigarea criminalității economice, 13 posturi de ofițer, logistică, 52 de posturi de agent și 122 de posturi de personal contractual, operațiuni speciale, 15 posturi de agent, ordine publică, 441 de posturi de agent, pregătire profesională, 3 posturi de ofițer, psihosociologie, 5 posturi de ofițer, resurse umane, 6 posturi de agent, reținere și arestare preventivă, 50 de posturi de agent, rutieră, 110 posturi de agent și 7 posturi de personal contractual, secretariat, documente clasificate și arhivă, 48 de posturi de agent și 100 de posturi de personal contractual și transporturi, 57 de posturi de agent. Au informat reprezentanții Poliției Române. Pentru posturile de polițiști în perioada 18-27 septembrie se va desfășura proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, proba practică, în funcție de posturile scoase la concurs, dacă este prevăzută o astfel de probă. Ulterior, la data de 5 octombrie, va fi desfășurată proba scrisă, susținută printr-un examen tip grilă.